Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. Venim în emisiunea de astăzi cu câteva sfaturi pentru dumneavoastră pentru a vă da o stare de bine, pentru a avea ulterior o stare de bine. Evident, vom aduce în atenția dumneavoastră câteva plante care sunt utile pentru noi, pentru fiecare. Alături de mine în studio a revenit doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Iată, este un subiect care l-am mai abordat cu alte ocazii, dacă bine mi-amintesc, acum câteva luni. Am vorbit despre starea de bine, am oferit telespectatorilor noștri câteva informații despre plante care ne ajută, care ne modifică un pic așa tonusul. De ce revenim pe acest subiect? Pentru că este un subiect care se discută la ora actuală. Dar vom vorbi despre alte plante, niciodată nu vom relua exact ceea ce am făcut. Vom relua sub o altă formă, vom aduce noutățile existente pentru perioada respectivă. Spuneți-mi, v-a întrebat lumea pe stradă despre una, despre alta, legat de plante, despre starea de bine? În general, nu chiar despre starea de bine, dar sunt întrebată foarte mult despre diferite afecțiuni, ce plante, care sunt mai bune. Asta, da, e adevărat. Am înțeles. Ok, atunci o să vă rog să detaliați un pic subiectul nostru de astăzi. Starea de bine, dacă ne raportăm la Biblie, este o stare raportată la Dumnezeu. Dobândirea acestui sentiment de bine, de fericire, este în legătură cu sentimentul de mulțumire, de eliberarea de invidie care uneori ne chiar poate otrăvi, de sentimentul de a dărui și a primi iubire și, în ultim caz, de ce nu, de puterea noastră mentală și emoțională pentru a face față problemelor vieții. Din punct de vedere al cercetătorilor, se vorbește foarte mult la ora actuală de puterea gândului în a avea o mare putere asupra stării de bine, de fericire, chiar după cum și asupra stării de sănătate. Vorbește profesor dr. Dulcan, spune dânsul, gândul are o putere restructurantă, deci structurează, reface. Dacă în 1962 s-a știut pentru prima dată că neuronii se pot reface, puțin mai târziu, în 1992, s-a confirmat practic prin celulele STEM această regenerare, astăzi să știe că există o serie de glande hormonale, o serie de hormoni care pot stimula refacerea neuronală și pot stimula starea de bine, de fericire. După cum știți, am vorbit în alte emisiuni de serotonină, neurotransmițătorul care se formează în creier din aminoacidul triptofan care îl luăm pe cale alimentară și care neurotransmițător care dă acea stare de bine toată ziua, de fericire. Iar noaptea, seara, în prezența întunericului, se transformă în melatonină și dă somnul acela bun și profund. De aceea este bine să dormim fără lumină, ca să se formeze melatonina și nu cu lumină. Deci, asta am mai vorbit. Apoi, dopamina, la fel, dacă este în cantitate normală, ne dă starea de bine, de fericire. Când scade, apare starea de tristeță. Acetilcolina, despre care am mai vorbit, neurotransmițătorul care ajută trecerea informației cu rapiditate de la un neuron la altul, de această stare mintară, de clarificare în minții. Oxitocina. Știm despre acest hormon că dă legătura dintre mamă și fiu, dintre mamă și copil, dar dă și acea legătură de armonie, de dragoste dintre oameni. Deci există o serie de hormoni, o serie de glande hormonale, toate care ne ajută. Din punct de vedere genetic, noi știam că ceea ce moștenim trebuie să ducem cu noi. Acum se știe clar că nu este obligatoriu. Noi putem să ne restructurăm genetica. Și vă dau un exemplu. Dacă un copil se naște cu, de exemplu, gena violenței,
care moștenește din familie. Se naște cu gena alcoolului, care moștenește din familie. Dacă el va fi crescut într-o familie cu multă armonie, această gena violenței nu se va manifesta. Dar vedeți că puțin se discută despre faptul că ar moșteni unii copii de la părinți genetic anumite probleme. Dar totuși se știe că... Mai degrabă le dobândesc având, raportându-se la ceea ce au văzut în familie. Da, este adevărat și acest lucru, dar există chiar cercetări în legătură cu gena alcoolului. Deci zice că și alcoolismul ar avea o genă pe care noi, dacă vrem, o cultivăm. Dacă nu, dacă vom folosi o alimentație corectă, fără alcool, gena devine recesiv și noi nu vom simți nevoia de alcool. Înțeles. Așa. Și acum să revenim la plante care ne dau senzația de bine. Există plante de apartament pe care de multe ori nu știm noi dacă ne sunt bune sau ne sunt rele. De multe ori ne simțim istoviți acasă, obosiți și nu știm de ce. Există plante donatoare de energie pozitivă, există plante care ne fură energia pozitivă, vampiri energetici, după cum există plante care distrug energia negativă și refac energia pozitivă. Și acum, așa să zicem concret, rosmarinul. Un ghiveț cu rosmarin în casă purifică aerul și ne protejează sănătatea. Rosmarinul alungă acele sentimente de frică, de anxietate, de astenie, de oboseală cronică. Pentru că rosmarinul detensionează organismul și clarifică mintea. Din punct de vedere științific, fiziologic, s-a stabilit că, într-adevăr, rosmarinul relaxează musculatura și intensifică fluxul sanguin spre creier. Deci totul se confirmă. Deci poate fi un ghiveci cu rosmarin, cum am spus, dar poate fi și un ulei esențial de rosmarin într-o lampă odorizantă, care ne creează acel mediu. Iar dacă acel rozmarin îl vom pune în dormitor, ne va ajuta la un somn profund și odihnitor. Asta pe lângă lavandă. Păi toate la locul lor. Sigur. Florile cele mai cunoscute, mușcatele, cât știți că sunt niște flori foarte benefice. Mușcatele sunt flori donatoare de energie pozitivă, în special mușcatele albe și mușcatele roșii. De aceea este bine să le avem în jurul nostru. Dar efectul asupra migrenelor, asupra durerilor de cap. Dacă te doare capul, te uiți la o mușcată, inspiri mirosul, poți să iei o frunză, să o aplici pe cap în zona unde te doare și stai 10-15 minute și conștientizează și o să vezi efectul. Asta n-am știut. Încercați. Știu mai că nu miros foarte bine aceste mușcate. Da, mie îmi plac foarte mult cum miros. Mie mi se pare extraordinar. Acum, bun înțeles că nu înseamnă că să le pui tu în casă. Te uiți la ele pe pervazul geamului. Atunci când te doare capul, poți să apropii o mușcată de tine. Vara le ținem pe afară, prin balcon, prin curte, da, dar iarna le adăpostim și pe ele. Bine, dar tu te miști în jurul lor și le simți mirosul, le simți aroma, le simți energia lor bună. Ficusul. Știți că există ficus elastica, acela mare cu frunzele, acele ovale. Acela la care îl aveam și acum 20-30 de ani sau pe care îl găseam și acum 20-30 de ani. Dar mai există un ficus benjamin care are frunzele mici, uneori pătate cu albul. Nu contează care. Pentru asta am specificat că ele parcă sunt două plante din alte familii, dar amândouă sunt ficus. Cu acele frunzulițe micuțe. Exact. Ambele sunt plante care înlătură furia, înlătură stresul, înlătură fricile, anxietatea, stresul în general. Dar dacă ai o astfel de stare, vii acasă foarte nervos, te apropii doar de ficus, nu pui mâna pe frunză, nici nu rupi vreo frunză, pentru că emană, curge un latex care nu-ți va face bine, e iritant. Deci, da, deosebire de mușcată care poți să pui mâna pe ea și poți să o lipești de corpul tău, aici nu. Alte cactușii sunt foarte mult controversați. Cactușii absorb energia negativă emisă de aparate.
Dacă ne punem un cactus lângă monitor, acolo unde lucrăm, sau lângă televizor, vom simți o stare de bine, de confort, pentru că cactusul ne va absorbi toată energia negativă emisă de aparate. Dar nu același lucru aș putea să spun în dormitor. Niciodată nu vei pune un cactus în dormitor, nici când te odihnești și nu lucrezi la aparate. De ce? Pentru că poate să-ți absorbă și energia ta bună. Am înțeles. Așa, că îi dăm energia de la aparate și are suficientă energie ca să se hrănească cu ea și nu mai are nevoie de energia noastră. Când nu are energia de la aparate, probabil folosește ce poate. Ce găsește. Da. Și să vă spun de orhidee, de frumoasele și mirositoarele orhidee. Sunt cele mai periculoase flori pentru sănătatea noastră. Pe timpul nopții și mai ales dimineața, sunt niște vampiri energetici puternici. Tot pe timpul nopții ne consumă foarte mult oxigen. Florile, în general, consumă oxigen prin respirație. Și ca atare, dimineața ne vom simți obosiți, secătuiți de energie și știu persoane care au trăit aceste sentimente după ce au eliminat aceste flori. Adică nu, ce înseamnă a elimina? Le pui pe un hol, le pui într-o cameră unde nu stai mereu. Deci există locuri destule la o casă sau la un apartament unde să nu stai cu ele în cameră și mai ales să nu dormi noaptea cu ele în cameră. O floare foarte benefică nouă este pasiflora. Floarea sau coroana Domnului Iisus este o floare care ne dezvoltă înclinația spre bine, spre spiritualitate, ne reface partea psihică, înlătură energiile negative și chiar poate să stimuleze niște neurotransmițători care dau senzația de bine, chiar endorfine pasiflora poate să stimuleze. Endorfinile la fel sunt hormonii fericirii, dar endorfinile sunt puse mai mult în legătură cu suprimarea durerii. Așa, când ai o durere, pasiflora poate să te ajute prin endorfine să se reducă durerea respectivă. Într-adevăr, și din punct de vedere științific, s-a stabilit că pasiflora acționează la nivelul sistemului nervos central, detensionând nervii și stimulând circulația periferică și în special la nivelul creierului. Este o plantă numită crinul păcii, spatifilium din punct de vedere științific, se numește, eu o am acasă, e o plantă nu mare, are florile asemănătoare cu crinul, pentru asta spune crinul păcii. La fel, e o plantă foarte benefică care neutralizează energiile negative și emană energie pozitivă. Deci această plantă în casă, în camera, în sufragerie unde stai mai mult, îți dă un confort. Chiar se poate și în dormitor, pentru că planta nu e chiar foarte mare care să-ți ia oxigen pe timpul nopții și îi place zonele unde sunt puțin mai întunecate. Deci în dormitor va induce un somn liniștit și profund. Floarea banilor. Vedeți, există și plante care aduc norocul pentru asta bani. Asta ne spuneți multe lucruri. Necunoscute. Eu nu am încercat-o, dar am citit și eu. Probabil ori încerca alții. E Crassula ovata. Numai că această plantă, lumea o confundă, am văzut vreo 3 plante la care le zic tot așa. Deci o plantă care face parte din Crassula aceea, alea cu frunzele groase, grase. E ca un arbore micuț care se spune că înlătură astenia, anxietatea, fricile, dar aduce norocul banilor. Dacă pui o astfel de plantă în casă și ai și pisică, vine pisica și o atacă și o devorează și toată o distruge. Numai că păcatul îi că emană niște sucuri care face rău la pisică. Deci sunt deci iritante. Să ne fim atenți. Deci ca tare, dacă totuși vrem bani, punem planta undeva sus ca să nu ajungă pisica. E, unde nu ajunge pisica?
Da. Dar, acum vă dau și viceversa. Ori pisica, ori floarea respectivă, cred că în acest caz ar trebui să ținem în casă. Nu pe amândouă. Dar vă spun, arborele bonsai e tocmai, adică ce înțeleg prin arborele bonsai? Orice arbore care l-ai în casă și care are o coroană rotundă, în afară de portocal, portocalul este vampir energetic. Și mai ce de informații ne dați astăzi? Și mai informații ne gândim și la chiparoși aceia frumoși pe care mi-amintesc cum i-am văzut în Israel, afară, chiparoși afară sunt buni și foarte buni, dar nu în casă. Deci acești arberi bonsai sunt recomandați pentru persoanele înclinate foarte mult spre situația materială, care doresc numai bani și material și case și bani, și construcții și bani, și bani, și uită de starea spirituală. Deci pentru persoanele care trebuie puțin să-și revină la forma normală și spre partea spiritualității. Așa, aloie, care e o plantă de ghivieți și care e multă lumioară, este o plantă care purifică aerul, deci este bun pentru oxigenare. Azaleea este o plantă curățitoare a mediului din locuință. Iar dacă vă spun de curățitoare, begoniile fac și mai mult. Adică, dacă ți-a intrat o persoană cu energie negativă în casă, begonia se spune că o curăță frumos și totul și emană energie pozitivă pentru membrii familiei. Frumos! Dar, în ansamblu, nu este bine în dormitor să avem plante. Normal, o singură plantă sau maxim două dacă sunt mici. De ce? Pentru că chiar dacă e plantă benefică, donatoare de energie pozitivă, în timpul nopții și plantele respiră ca oamenii. Cu cât e mai mare frunzișul, cu atât respiră mai mult și ia oxigenul din cameră. Dacă ai un dormitor mare, poți să pui și un arbust mare. Deci să gândești în funcție de mediu și în funcție de ceea ce dorești tu să obții. Am înțeles. Și ultima despre care vreau să vorbesc ca și plante ornamentale sunt ferigile. Ferigile de când îmi doresc să ajungeți la ea? Pentru că eu știam că sunt indicate pentru că absorb ionii negativi. Ferigile la fel sunt plante controversate. La fel, ele sunt bune în cameră, dar puse doar lângă aparate. Doar lângă aparat, tot așa, lângă televizor, lângă monitor, lângă centrala termică, dacă ai acolo pe hol, cu multă lume are pe hol și holul în legătură cu camera. Este foarte bine, dar nu în dormitor și niciodată. Da, deci atunci sunt cel mai indicate în zona birourilor, indiferent că e birou de acasă sau birou de la serviciu. Extraordinar ar fi să pui o ferigă în birou. Așa? Am nu mai vorbesc de Diefenbachia, că am vorbit data trecută, e planta care omoară, care absorbe microbii. Și să vorbesc de câteva plante care le avem, le folosim noi sub formă de ceaiuri, sub formă de tincturi, sub formă de siropuri, sub formă de ulei esențial. Așa cum este levănțica, despre care ați vorbit prima dată. Levănțica este planta care elimină evită sau elimină depresia, dă o stare de confort al sistemului nervos, înlătură anxietatea, fricile și îți dă o stare de bine. Este suficient să pui 2-3 picături de ulei esențial într-o lampă în apă și într-o lampă odorizantă, să o lași în mediul care trăiești, în cameră, și ai să vezi că simți imediat, o să simți acel confort și acea stare spirituală, psihică deosebit de bună. Poate fi, unii folosesc perniță de levănțică. Poți să faci un ceai de levănțică și în timpul cât îl bei să absorbi vaporii care îi emană. Am înțeles. Menta, fie că e ceai, fie că e ulei esențial, induce, creează o bună comunicare între oameni. Deci atunci când vrei să comunici bine cu cineva, fă-ți un ceai concentrat de mentă și stai la poveste și ai să vezi ce bine poți comunica. Melisa este planta emotivității pentru persoanele care sunt emotive și foarte emotive. Este foarte important să-și facă un ceai de melisă sau roiniță, cum îi mai spune, pentru că îndepărtează emoția aceea puternică și dă putere de exprimare
înlătură emoția, se poate exprima și poate comunica normal. Sunt multe persoane care nu pot comunica bine din cauza emoției. Sunt elevi care nu știu la examene, care se pierd din cauza emoțiilor. La fel ar fi bun un ceai de melisă pentru copii, pentru elevi, pentru adulți. Deci, sub diferite forme. Este și tinctura. Vă rog, terminați fraza. Sunt diferite. Deci tot ce este de cu melisă sau roiniță. Da, spuneți-mi, poate fi combinată roinița cu lavanda? Sigur că da. Sigur pentru că, iată, avem persoane care trec prin tot felul de necazuri și atunci ajung aproape la depresie. Da. Roinița are rolul de a calma, de, la fel ca și lavanda, dar și ajută la somn altfel decât lavanda. Păi sigur că da. Dacă pot fi combinate? Ceaiul îl folosești seara, vei dormi bine și foarte bine. Dar dacă vorbiți dumneavoastră cu ce putem combina dacă e vorba de depresie, vă spun eu o plantă specifică. Sunătoarea este planta antidepresivă cea mai bună. Și mai puternică. Da, și mai puternică. Ea chiar influențează secreția de hormoni ai binelui, ai fericirii. Atât ziua, iar seara stimulează secreția de melatonină, care iară induce acel somn profund și bun. Deci sunătoarea este planta esențială a stării de emotivitate. Deci totdeauna ea poate chiar acționa la nivelul central, la nivelul glandei pineale, pentru a regla hormonii care produc starea de bine comparativ cu hormonii de creștere care uneori se dezechilibrează atunci când este stres mult și continuu. Am înțeles. Ce plante mai avem? Valeriana, de exemplu, este o plantă care anihilează tensiunile nervoase și ea stimulează procesele neurotransmițători pozitivi. Mușețelul este o plantă care protejează partea mentală, emoțională și fizică. Mărarul, mai ales când starea de rău este dată de partea digestivă, reface tot ansamblul digestiv, dar și partea emoțională. Teiul este planta fericirii și să nu vreau neapărat să vă spun de busuioc. Busuioc este busuioc planta care avem și care aici în vază astăzi. Exact, spiritualitate. Este planta sacră pentru români. Se mai numește planta dragostei și a fertilității. Busuiocul este, vedeți, aghiasma. E făcută din busuioc. Tot busuiocul e acela care, cu care se stropesc creștinii. O crenguță mică în casă e protecție divină. Mai alte plante ar fi șofranul, ar fi ceaiul verde, ginsengul, salvia. Am înțeles. Din păcate suntem la finalul emisiunii. Dacă sunt de la final, aș putea să spun, dacă simți o stare de disconfort, de tristețe, e supărat, nu te simți bine, ești neliniștit, caută-ți o plantă în cameră, în apartament și apropie-te de ea. Fă-ți un ceai care crezi că ți se potrivește, zi o rugăciune sau citește un psalm și așteaptă și ai să vezi că totul va fi reconfortant și te vei simți altfel, mult mai bine. Doamna Maria Pop, mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi, mulțumesc și pentru sfaturile pe care ni le-ați dat astăzi și pentru suita de plante pe care le-ați menționat pentru a ne da o stare de bine. Sper că va fi bine, sper că nu vor crede că merg în altă extremă a magiilor, dar am citit mult în domeniu și ați venit să ne dați am crezut și nouă că totuși este bine acestea. Să știm ca să ne alegem planta și în apartament și pe care o folosim. Planta potrivită. Da. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți. La revedere!